Bun găsit tuturor! În cadrul ceasornicului astral, planeta Venus schimbă sectoarele de viață influențate. Cum interacționează fiecare semn zodiacal, puteți viziona în momentele ce urmează. Berbec. Unele restanțe din viețile tale anterioare revin în actualitate. În registrul pozitiv poți obține un împrumut. Chestiunile ce privesc documentele necesare se rezolvă repede și unde este nevoie ți se deschid ușile. Și ești ajutat cu condiția să fii cooperant. În cazul negativ, poți avea probleme financiare cauzate cumva de partenerul de viață. Taur. Acumulările materiale realizate recent împreună cu partenerul de viață te fac să obții rezultate mai bune în activitatea pe care o desfășori la locul de muncă. Și astfel este posibil o avansare profesională. În cazul negativ, poți fi angrenat într-un conflict la locul de muncă, iar cauza acestui diferend este reprezentată de o sumă de bani împrumutată. Gemeni. Beneficiezi de conjuncturi favorabile în activitatea din care îți câștigi existența și implicit toată lumea începe să te aprecieze pentru bunele rezultate obținute în plan profesional. În schimb, nu vei fi la fel de bine văzut de cei care te cunosc din cauza partenerului de cuplu sau datorită unor deplasări turistice sau unor ieșiri la distracție. Rac. Poți promova cu succes examenele pe care le-ai de susținut. Totodată este o perioadă favorabilă pentru o deplasare de plăcere peste hotare. Totuși, dacă te afli în străinătate din alte motive decât distracția, poți avea probleme la locul de muncă sau cu spațiul în care locuiești, dar numai în urma conflictelor pe care le inițiezi. Leu. Este posibilă recuperarea unor restanțe bănești care provin de la un loc de muncă din trecut. Sau primești niște bani de la un membru al familiei, sau sumele au o legătură cu străinătatea. În schimb, în cazul nefavorabil, poți rămâne cu unele datorii costisitoare, rezultate în urma unor ieșiri cam dese la distracție, unde ai dorit să fii apreciat, dar nu prea ți-a reușit. Fecioară. Relația de cuplu poate merge mai bine după obținerea documentelor necesare și aprobarea propriu-zisă a unui credit. Partenerul de viață începe să aibă mai multă încredere în tine. În schimb, relația poate fi afectată de un alt membru al familiei și de discuții referitoare la câștigurile realizate prin muncă de tine și de partener. Balanță. Atât tu, dar și partenerul de viață puteți beneficia de conjuncturi favorabile de câștig material dacă tu ai dat dovadă de generozitate în trecut și ai ajutat din punct de vedere material persoane aflate în nevoie când tu ai beneficiat de câștiguri. În schimb, dacă ai fost egoist, nu vei primi acum ajutoare financiare sau împrumuturi. Scorpion. Dacă vrei să te distrezi, ai o perioadă favorabilă. Beneficiezi de bani de cheltuială din alte surse sau de la alte persoane și te bucuri de oferte sau ocazii bune în care te poți simți bine și te poți bucura de lucruri care îți fac plăcere. În schimb, în cazul nefavorabil, nu vei putea deloc să te distrezi din cauza partenerului de cuplu sau a problemelor financiare. Săgetător. Acasă te bucuri de o atmosferă caldă în compania partenerului de viață și a copiilor și nu vă scapă niciun prilej pentru a sărbători și a vă simți bine. În schimb, o situație dificilă de la locul tău de muncă te poate obliga să stai peste program la serviciu și toată lumea îți va simți lipsa acasă. Trebuie doar să ai grijă să te odihnești. Capricorn. Poți primi vești, unele bune, altele mai nefavorabile. Astfel, în cazul pozitiv, veștile bune pot fi în legătură cu activitatea ta profesională sau ceva benefic pentru un membru al familiei. În schimb, în cazul negativ, poți primi o veste nefavorabilă referitoare la o sărbătoare sau o excursie planificată în viitorul apropiat. Vărsător. Poți înregistra o creștere a veniturilor realizate din activitatea și din efortul tău personal și sunt favorizate persoanele care desfășoară activități independente în domeniile turismului, transporturilor, comunicației și al distracției în general. În schimb, dacă te afli în străinătate sau ai activitate în domeniul imobiliar, poți înregistra pierderi. Pești. Starea ta de sănătate este strâns legată de tot ce simți și astfel acțiunile bune te întăresc, iar cele rele te pot dobărâ. Astfel, câștigurile materiale realizate recent și lucrurile bune de acasă din cadrul familiei îți dau indirect o stare bună. În schimb, te poți supăra foarte rău dacă nu obții un împrumut sau dacă ai obstacole în obținerea unor aprobări oficiale. Acestea sunt previziunile privind tranzitul echilibrat al planetei Venus, valabile până la finalul lunii februarie. Vă mulțumesc mult pentru atenție, rămâneți în continuare împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe pagina de socializare Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui.
dar numai dacă se desparte de egoism.